Un tânăr de 23 de ani a murit pe patul de spital după ce, în urmă cu patru zile, a căzut de pe troleibuz. Bărbatul lucra în calitate de lăcătuș la regia transport electric Chișinău. Tragedia s-a întâmplat pe 8 decembrie în parcul de troleibuze de pe strada metropolitul Dosoftei, din sectorul buiucani al Capitalei. La fața locului, ofițerul de urmărire penală a stabilit că un tânăr în vârstă de 23 de ani activa în calitate de lăcătuș în timp ce asambla un troleibuz a căzut în gol de pe acoperișul acestuia. Tânărul a fost preluat de către un echipaj medical și transportat la spitalul de urgență. Cazul dat este înregistrat la Inspectoratul de Poliție Buiucani. La moment se stabilesc toate circunstanțele. O ambulanță l-a transportat de urgență la spital, unde timp de trei zile medicii au luptat pentru viața tânărului. Pacientul în vârstă de 23 de ani a fost internat la spitalul data de 8 decembrie. Acesta a suferit traumatism craniocerebral sever, fractura bazei craniului, contuzie cerebrală severă. Pacientul a fost internat în secția reanimare în stare extrem de gravă, iar la data de 11 decembrie, în pofida eforturilor medicilor de a-i salva viața, acesta a decedat. Oamenii legii au pornit o anchetă, iar cazul a fost transmis la Procuratura Buiucani.